Vă salut, eu sunt Andrei și dacă în mod normal vă prezint mașini, astăzi vă prezint un garaj întreg, pentru că am venit până la Brașov să vă prezint cum arată garajul unui milionar. Și suntem direct la locație, intrăm înăuntru, fain frumos, și cred că am oportunitatea să prezint unul dintre cele mai frumoase garaje pe care le-am văzut. O să vedeți că e foarte interesant și sunt multe mașini șmechere pe aici. Eu zic să începem cu ăsta. Așa, primul lucru pe care îl observi când intri aici, un snowmobil. Deci e clar că proprietarul, cu care o să stăm și mai târziu un pic în vlog de vorbă, e pasionat de acțiune. Apoi, un seria 7, ultimul model, cum v-am și prezentat aici pe canal. Și ce-i tare e că e plug-in hybrid, că e 745E, adică are un motor de 3.0 benzină și niște baterii așa un pic. Uite aici, 745L, L de la long. Și în spatele acestui seria 7, ce credeți că e? Un BMW i8. Un BMW i8 care nu e așa normal, că e tunat. Uitați-vă, body kit. Și îmi povestea proprietarul că nu e ușor, că nu prea se găsesc body kit-uri și o trebuie să-l facă manual. Suspense pe perne de aer, deci uite cât de lăsat e. Uite-te culoarea, fain frumos. Deci, practic nu e un i8 stock, ci un i8 un pic modificat. Hai să și deschidem un pic, să intrăm așa, să vedem interiorul. Frumos i8-ul și să vedeți după ce ieșim din garajul ăsta, că mergem în celălalt garaj unde nebunia e și mai mare decât aici. Am intrat și în interior ca să facem o pornire, pentru că mașina asta are evacuarea modificată și tare că e o evacuare făcută în România, Klein se numește. Hai să facem o pornire, practic asta e un fel de cold start. Și dacă nu v-ați prins deja, practic ăsta e cum ar veni garajul cu electrice, cu mașini hibrid. Că avem i8-ul, avem și seria 7-le frumos aici, pus la încărcat, se încarcă, e pregătit de drum. Deci, după garajul cu hibride, trecem la următorul garaj. Acum, în continuare, o să vedem mașina care nici măcar nu stă în garaj, pentru că e cea mai des folosită. Bam! Un Ford Raptor, model America, pentru care motor de 3.5 benzină. Și din câte am înțeles, mașina asta face undeva la vreo 30-40 de mii de kilometri anual. Eu sunt băiat destul de înalt. Apoi uite-te cât de mare e mașina asta. Are cauciucuri all-terrain, deci clar e o mașină de mers oriunde. Mergi la munte, mergi la mare, unde vrei tu, n-ai problema, ai și gardă la sol. Și în interior. Bam! Deci aici trebuie scăriță dacă nu te descurci, ca să urci. Dar și când te-ai pus aici, ești, cred că poți să treci peste unele mașini prin trafic. Și motivul din care proprietarul și-a luat Ford Raptor e că practic e cel mai mare SUV, ai putea zice, sau off-roader de fapt, care încă să fie practic, are și loc aici, își bagă snowmobilul, ATV-ul, merge la munte, merge practic oriunde vrei cu mașina asta, ajungi unde vrei, bă, și totuși și în confort, știi? Adică o mașină confortabilă. Și îți dai seama că era nevoie și de un SUV de familie, nu? Așa că direct X7. Mașină cu 7 locuri, spațioasă, dacă vrei să mergi undeva cu copiii până în oraș, nu neapărat la munte. Asta e mașina perfectă. După cum vedem, și un scaun de copil aici, direct. Mergem un pic și în față. Interiorul seamănă foarte mult, deci dacă ai seria 7, ești obișnuit deja cu interiorul ăsta de BMW, deci automat poți să faci trecerea la X7 relaxat și știi toate butoanele automat ce fac. Lângă, uite-te aici ce nebunie, uite-te cât e bestia asta. Un Maverick cu motor de 1 și ai zice că e mic, dar nu e mic deloc pentru că mașina e ușoară și e 1 cu turbo. Deci asta e un fel de ATV, dar dacă vrei adrenalină de aia, viteză. Practic e o mașină de teren de viteză, ai putea zice. Practic îți dai seama, n-ai geamuri, n-ai căldură, exact numai ce ai nevoie. Volanul
viteza, turometru, oricum e cutia automată și vedeți că și ăsta are exact ca și ATV-ul ce vi l-am prezentat într-un vlog trecut, chei pentru diferite puteri, știi? Deci dacă vrei la 100%, la 75%, la 50%, dacă îi dai unui prieten să conducă, îi dai cheia mai slabă. Dacă conduci tu, conduci cu cheia mai puternică. Așa. Și acum intrăm înăuntru, aici, la căldurică, unde stau niște mașini scumpe. A? Aventador S-ul pe care l-am filmat aici pe vlog, era al lui Călin, a proprietarului cu care o să povestim astăzi. Îl știți deja, cei care urmăriți canalul. Pentru cei care nu-l urmăriți, hai să deschidem ușa. No, Andrei, încet cu ușa asta, că e ușă scumpă. Bam! Uf! Uite-te cât e de joasă mașina asta. Îți dai seama, după cum v-am zis și în vlog, o mașină superbă, excepțională, dar la care trebuie să ai drumuri în România, e un pic mai greu. Și ce aici lângă ea? Fratele ei sau nu știu cum vrei să-i zici. Lamborghini Urus. Și-mi place că-s de aceeași culoare, deci... Galben, galben, exact aceeași nuanță, jante negre, jante negre și la ăsta. Vai, ai, ai. Deschidem un pic ușa, să vedem interiorul la Urus. Fain. Ștefi, hai un pic și mai aproape. Uite-te ce frumos. Ar merge un review și la ăsta, zic eu, așa cândva, pe viitor. Ai, ai, ai. Bine arată. Deci, ăsta da garaj. Să ai un garaj în care să ai un Urus și un Aventador S, nu trebuie mai mult. Vă dați seama că le-am lăsat pe asta la final, că dacă aș fi început de aici, v-aș fi arătat Urusul și Aventadorul, apoi dacă mergeam la Raptor seria 7X7, ați fi zis că, apoi mă, Andrei, am urcat așa treptat. Ce zic eu, e că ar fi bine să stăm un pic de vorbă și cu proprietarul, să-l cunoaștem, să vedem cum e să ai mașini așa faine. Călin, mulțumesc mult pentru oportunitate. Deci, am văzut niște mașini de... Nu mai văd curând așa ceva. Care a fost prima ta mașină? Prima mașină a fost și cea de care m-am bucurat cel mai mult. A fost un Volkswagen Passat 2012 și mi-aduc aminte și acum, moment cu moment, când m-am urcat în ea, când am pornit-o și când am mers cu ea de la Nehoi până la Timișoara, unde suntem atunci, în perioada aceea. Deci Passat prima mașină, deci vă dați seama ce tare. Și cum e de la Passat la Aventador? Cum îi trece? Păi n-a fost dintr-o dată. A fost pas cu pas, în funcție și de cum am reușit pe plan financiar, pe business, ca să evoluez. Și pot spune că trecerile au fost atât de ușor simțite, încât nu m-am bucurat mai mult la Aventador sau la Urus, ci m-am bucurat cel mai mult la Passat. Pentru că a fost șocul, prima mașină. Părinții mei nu au avut mașină, i-au cumpărat, să zic așa, prima în familie. Și în momentul în care, na, am ajuns și eu să fiu la volan, ăla a fost momentul. Acolo a fost declanșarea. Cumva ai luptat mult până la prima, bănui, cum ar da, veni? Foarte mult. Și aia a fost? Cel mai greu a fost. Cel mai greu a fost prima cel mașină? Cel mai greu a fost la prima. E ca și cu milionul, știi cum e? Primul e cel mai greu. Nu știu cum e, dar am zis tu. Da. Nu, no, și dacă vrei, să, nu știu, dai seama că toată lumea e curioasă, sunt sigur că toată lumea e curioasă, cu ce se ocupă Călin? Îți dai seama. Deci cred că e o întrebare care eu, dacă m-aș uita la vlogul ăsta, zice, no, Călin, care-i secretul să ne apucăm și noi? Mai, nu cred că nu este un secret anume, eu m-am ocupat cu vânzări. Mi-am dat seama că banii sunt acolo unde aduci banii. Adică dacă la o companie tu ești foarte bun în vânzări și aduci bani la compania respectivă, aia te va plăti foarte bine. Că nu vrea să te piardă. Și dacă ești foarte, foarte bun, la un moment dat vei instrui pe alții să fie la fel de bun ca tine. Iar la un moment dat cred că vei ajunge în vârful ierarhiei pentru că ai ajutat încasare foarte mare să vină spre compania respectivă. Iar tu ești răsplătit. Am vândut tablouri la 18 ani în Portugalia. Am vândut asigurări de la 19 ani până pe la 24 de ani. Asigurări de viață, am vândut asigurări de imobiliare, am bătut la ușă la oameni. Am mers și în București, am mers și în Ferentari, am mers peste tot. Unde nu vrea nimeni să meargă, mergeam eu. Că acolo găseam clienții care nu erau deranjați de... Practic găseai o piață nouă. Exact. Mă duc acolo, exact. Găsesc oameni noi. Exact. Am și nu mergeam singur, mergeam cu echipe după mine, pentru că puterea echipei, într-adevăr, este mult peste ce poți să faci tu singur. Adică e foarte important să ai oameni buni, da, care oamenii să te ajute să vinzi. Să rezonezi cu ei și neapărat noi am mers foarte mult pe partea de dezvoltare personală, mai mult decât profesională. Adică ne-am ocupat mai mult de noi ca să creștem noi personal, decât profesional.
Și, deci, ai vândut tablouri, asta. Da, aia a fost prima mea meserie. Ai vândut asigurări, ai vândut o grămadă de chestii. Proiecte la ce vrei să vinzi pe viitor? La ora actuală, noi ne ocupăm de partea de energie. Am observat că în România există o gaură foarte mare în ceea ce înseamnă energie și gaz pentru consumator. Adică nici tu nu știi cât e kilowattul de energie sau de gaz. Poți să încerc să ghicesc? Spune că nu știu, 50 de bani la de curent? Complicat. Nu e chiar așa. Pentru că kilowattul de energie cu distribuție, fără distribuție, doar energia, celelalte taxe și așa mai departe. Iar el se mai și schimbă fiecare lună, fără ca noi să știm. Și atunci noi pe viitor, ceea ce vrem să facem în România, este să venim cu o nouă față la ceea ce înseamnă partea de energie, cu ceva nou. Și practic, acum chiar pentru oameni, că toată lumea folosește curentul electric. Dacă te uiți la vlogul ăsta, sigur folosești curentul electric. E bine că lumea nu știe cât e un kilowatt sau nu e bine? E cumva normal. Adică venind de pe o piață unde era o singură companie, nici n-am știut când s-a privatizat și ne-au împărțit în mai multe zone, dar pentru viitor trebuie să știi cât este, pentru că plătești și uneori poți să plătești cu 20-30% mai mult, fără să dai seama. Deci, practic, dacă îți schimbi furnizorul, fără să faci mare lucru, da. Dacă nu cred că se întâmplă ceva la tine acasă, e gratuit. Nimic nu se întâmplă. Poți să plătești mai puțin. Da, trebuie să și verifici. Să vezi noua ofertă despre ce este vorba, să vezi cea veche. Dar noi ceea ce vrem să facem în România este un proiect care merge din om în om. Adică dacă tu ai folosit și îți place și ești ok, mergi și spui la altul. Și pentru asta ești răsplătit. Practic, și voi vreți să dați că cel mai important pentru om, curentul mai ieftin. Da. Da. E o perioadă în care, chiar și de către revista Forbes, am fost întrebați ca și companie, nu ne-a mers foarte bine perioada asta. A fost un an în care gazul a fost foarte ieftin în vară, iar acum s-a scumpit și am putut să furnizăm la un preț mai mare. Ce facem noi pentru anul următor, în această perioadă în care oamenii nu au un an foarte bun? Iar noi ceea ce vrem să facem este să ieftinim. Să ieftinim factura de gaz, de energie, pentru că asta trebuie să o plătești. N-ai cum să nu... Și acum, îți dai seama că eu te întreb, dacă voi puteți să le ieftiniți, poate să le ieftinească și concurența, competiția. Da, da. Adică... Iar asta s-a întâmplat și în telecomunicații, nu? A intrat o companie, a intrat a doua, iar acum avem prețuri mai bune decât toată Europa. Deci este un lucru foarte bun. Deci competiția e un lucru bun. Un lucru foarte bun. Iar n-a existat până acum. Iar acum eu zic că o să se întâmple ca la partea de telecomunicații. O să avem din ce în ce mai ieftin. Din ce în ce mai eficientizat, cum ar fi. Da, da. Și revenind un pic la mașini așa de încheiere, care sunt minusurile la a avea mașini așa de faine? E greu ca să o ai pe următoarea și să te bucuri de ceea ce o să-ți cumperi. Adică e foarte greu să-ți mai cumperi o mașină și să zici, wow! Știi cum a fost la prima? Adică chiar și asta când am cumpărat-o, m-am pus în ea și am zis, da, cam doare spatele, știi? Eu te înțeleg, pentru că, și eu conduc mașini pe vlog și deși nu le am și nu sunt mele, îmi dau seama de multe ori cum la o grămadă de mașini poți să bag de vină automat pe plus faptul că ai fost în alte mașini. Exact. Trăiești mai multe și automat cumva îți cresc așteptările, pretențiile, cum ar fi. Tot mai mult să fii impresionat din toate punctele de vedere. Adică nu-i suficient că este cum este de frumoasă, dar vrei la interior să aibă navigație de Urus, nu de A5. A5, da, încep să tot compari. Exact. No, Călinu, îți mulțumesc foarte mult că m-ai primit, că m-ai lăsat să-ți prezint. Asta a fost vlogul. Dați un like, un subscribe, lăsați un comentariu și ne vedem la următorul. Salut!